Secundă, aș vrea să-l ascultăm pe Teodor Meleșan. Fac acest pas cu multă încredere. E un pas de maturitate după o viață pe care am dedicat-o țării mele. Sigur, am decis în mod foarte responsabil să-mi prezint candidatura pentru cea mai înaltă funcție în stat, funcția de președinte al României. Această poziție este o poziție, de fapt, de reprezentare a intereselor tuturor cetățenilor acestei țări. Sunt hotărât să o fac cu înțelepciune și cu profesionalism. Voi depune toată energia mea și toate eforturile pentru ca România să revină într-o stare de normalitate prin legalitate. Vă invit pe toți să fiți alături de noi pentru a face acest lucru. Sunt convins că experiența pe care o avem cu toții din România reală ne va oferi și cele mai bune soluții și căi de ieșire din situația în care ne aflăm. Vă mulțumesc foarte mult! Ce este anormal și ilegal în România de astăzi, domnule Meleșcan? Cred, eu vă cer scuze, dacă vrea cineva să avem interviuri sau de... Asta a fost declarația mea. Dacă ne puteți răspunde la câteva întrebări, toată lumea. Da. Vă răspund și la întrebări atunci, ok? Aș avea și o întrebare. Stai puțin. Se răspunde colegului. Este anormal și ilegal în momentul de față în România? Ați spus că veți lupta pentru o Românie normală și legală. Nu, am spus că voi lupta pentru o Românie care să reintre într-o stare de normalitate, în care instituțiile să funcționeze, Parlamentul cu guvernul, cu președintele, să colaboreze în interesul cetățenilor, o Românie în care însă toate aceste lucruri să se facă pe baza prevederilor legale, nu prin decizii, prin acte de voință unică a unei persoane sau alte. Asta este pentru mine intrarea în normalitate a României prin legalitate. Trebuie să trăim într-o țară normală, în care să nu fim ocupați doar cum să ne omorâm unul pe celălalt, ci să fim ocupați ce putem face împreună pentru această țară. De ce ați făcut în ultimul moment să depuneți această candidatură și să o anunțați? Da, e o întrebare foarte bună. Răspunsul e foarte simplu și cred că știți și dumneavoastră cu toții. Nu am putut să mă implic într-o activitate foarte direct politică decât după ce mi-am dat demisia din poziția de director al Serviciului de Informații Externe. Vreau să precizez pentru toată lumea că nu există nicio prevedere legală care mi-ar fi interzis să fac acest lucru, dar am considerat că am muncit prea mult ca Serviciul de Informații Externe să fie perceput ca o structură apolitică, care nu se implică niciun fel în politica din România, și am considerat că este mai bine, sau singura soluție este să-mi dau întâi demisia, astfel încât să nu poată să existe speculații sau atacuri la adresa serviciului. Datorez mult acestor oameni și n-am vrut ca eu cu mâna mea să le fac asemenea necazuri. Cu cine v-ați sfătuit când ați luat această decizie și când v-ați sfătuit? Noastră știți că de mai bine de vreo 6 luni am mai spus cu diverse ocazii că dacă mi se face o ofertă, o voi analiza cu atenție. N-am spus niciodată nici că voi candida, nici că nu voi candida. În momentul în care am avut certitudinea că o parte importantă a societății civile din România, mai ales cei foarte tineri, nu se simt reprezentați de candidații care erau avuți în vedere și s-au hotărât să îmi facă o asemenea propunere, eu le-am spus foarte clar, dacă puteți strânge numărul de semnături necesar, bineînțeles, voi asuma și o responsabilitate. Nu fug de responsabilități. S-au strâns aproape 400.000 de semnături, ceea ce mi-a dat certitudinea că putem face aceste lucruri. Nu, repet, nu e vorba de o ambiție personală sau în interesul meu, e vorba de nevoia de reprezentare a tuturor, a celor mulți, la nivelul cel mai înalt al României, care este președintele. El este reprezentantul tuturor românilor, și de dreapta și de stânga. Strângerea de semnături s-a făcut de către Partidul Dreptății Sociale, Fundația Democrație prin Drept și foarte mulți tineri care nu sunt regimentați, nu au structuri. Sunt cei care lucrează pe așa numitul networking, cei care prin Facebook, prin
alte forme de socializare au convenit că ar fi bine să facă acest lucru și le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat de la bun început și trebuie să spun că au făcut o treabă extraordinară care e greu de imaginat fără structuri bine stabilite și cu ierarhiile lor să vezi acest lucru. E o dovadă că și viitorul României nu este numai în structurile foarte rigide, ci și în structurile sociale în care oamenii vorbesc unul cu altul, chiar dacă o fac pe net. Care e? Nu, domnul, foarte multe sindicate, printre care și sindicatul respectiv, au recomandat. Semnăturile nu le-au strâns însă dânsii, semnăturile le-au strâns oamenii care s-au implicat în proces. Este un lucru firesc, mă bucur că și din partea sindicală și din partea organizațiilor patronale au manifestat și au avut un interes pentru sprijinirea unei asemenea candidaturi. Când ați înaintat demisia, ați spus și șefului statului care este motivul pentru care demisionați, că vreți să candidați, v-ați scris cumva? Da, demisia mea am scris foarte clar că e o demisie din motive personale pentru a-mi permite să intru în viața politică și în cursa electorală. Care este statutul dumneavoastră acum? De candidat independent sprijinit de Partidul Dreptății Sociale sau de candidat? Candidat independent sprijinit de o serie de formațiuni și partidele pe care le-ați menționat, dar și Consiliul Național al Societății Civile, Fundația domnului Hazaparu, care e astea ce și dânsul Democrație prin Drept, și mai ales toți cei care doresc să alăture acestui demers. Că tot rămâne vacant locul de la SIE, înțeleg că domnul Ponta spune că n-ar trebui numit un nou șef la SIE de către președintele Traian Băsescu, că nu mai are legitimitate și că ar trebui numit de noul președinte. Ar trebui să avem un nou șef la SIE până la alegeri? Din punctul meu de vedere, dacă mă întrebați, strict profesional, nu este nevoie, înainte de a-mi da demisia, l-am delegat pe domnul general Predoiu să conducă interimar Serviciul de Informații Externe. Această comunicare am pus-o și în scrisoarea pe care am adresat-o președintelui Traian Băsescu. Cu puțin timp în urmă, Horace Dumbravă, membru CSM, a declarat că toți magistrații, din punctul său de vedere, ar trebui verificați de CSAT dacă sunt sau au fost ofițeri acoperiți. Cum comentați această declarație? Sigur, știu că e un subiect în care nu aș vrea să intru, vă spun însă foarte clar punctul meu de vedere. Atunci când am vorbit de o intrare a României în normalitate, prin legalitate, m-am referit în mod expres la faptul că orice inițiativă, orice idee din acest domeniu trebuie să fie bazată pe prevederi legale. Încolo idei putem să avem toți, fiecare le putem exprima, e o țară liberă, dar există o bază legală care trebuie respectată în asemenea demersuri. Va fi campania electorală care începe în curând marcată de acest subiect? Va fi principala temă? Și credeți că ar putea fi surprize? Nu, eu sper că nu. Cred că România trebuie să aleagă pe alte criterii decât un criteriu de acest tip, însă, sigur, nu putem exclude acest lucru. Din punctul meu de vedere, este un non-subiect care nu răspunde în niciun fel preocupărilor și intereselor principale ale românilor. Este un subiect fabricat. Cum veți susține campania electorală? De toți cei care încearcă să promoveze această idee. Încă o dată vă spun, sunt niște prevederi legale care reglementează activitatea ofițerilor de informații. Atât timp cât cadrul legal, cadrul juridic nu se schimbă, acești ofițeri de informații sunt protejați de prevederile legale în vigoare. Intrarea României în normalitate, încă o dată vă spun, înseamnă inclusiv respectarea legilor. Deci, poate să fie declarația președintelui cu ofițerul acoperit e un bluf? Nu, este pur și simplu o opinie, dar nu cred că aia trebuie să fie principala tema a campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale. Vreau să vă mai întreb ce electorat dumneavoastră a fost ministru liberal, senator al PNL. Care este electoratul pe care mizați? Eu v-am spus de la bun început în declarația pe care am făcut-o, că pentru mine această poziție de președinte este o poziție de reprezentare a intereselor tuturor cetățenilor români. Și a celor de dreapta, și a celor de stânga, și a celor de centru, deci toată lumea care își dorește un alt proiect pe care o să-l prezint cu ajutorul dumneavoastră în zilele următoare, poate să se alăture. Dar în primul rând contez spre marea majoritate a populației României. Majoritatea tăcută, cei 40% cel puțin din estimări care nu vin la vot,
cei 30% care nu sunt încă hotărâți și care împreună fac 70% din electorat. Nu vreau să vă spun că am orgoliu de a face asemenea prevederi, dar sunt lucruri reale. Mandatul pentru care candidez este un mandat de 5 ani. Ceea ce am spus întotdeauna este că dacă vom reuși în primii 2 ani să adoptăm două măsuri fundamentale, respectiv măsuri de relansare economică în România și măsuri de resetare a sistemului politic în România, și dacă se va hotărî în cadrul Parlamentului că România are nevoie de un președinte care să fie ales pe un mandat de 4 ani, odată cu Parlamentul, voi sprijini orice inițiative care vizează organizarea viitoarelor alegeri și pentru Parlament și pentru președinte, fără niciun fel de orgolii în 2016, fără niciun fel de orgolii personale.